Dragilor, bună ziua, bună să vă fie inima și viața e frumoasă, într-adevăr, cu fiecare clipă. Și cu grele, și cu bune, și cu, să le zicem, rele, dar cine știe. Mai aflăm și astăzi câte ceva nou, mai învățăm, mai căutăm să ne descoperim și redescoperim. Astăzi călătorim, am ajuns în Olanda și ne întâlnim cu Irina Masalagiu. Bun venit, Irina! Bun găsit, Alina! Mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag! Irina, tu desfășori activitate pe domeniul NLP sau mai bine spus în NLP, cum se spune așa, internațional. Și totodată, cunoscându-te de câțiva ani buni, nu știu de câți, dar totuși te știu de câțiva ani, ne-am întâlnit ca să dăm din casă întâmplător prin prieten, descoperind că de fapt rădăcinile ne sunt comune pe Moldova, respectiv Iași. Irina, dragă, am să te las puțin să te prezint, să spui poate lucruri pe care nu le-am spus și ai vrea să le menționezi, te rog. Da, mi-e tot timpul un pic greu să mă prezint pentru că istoria vieții așa e destul de lungă, nici nu știi de unde să încep și unde să termin. Sunt născută și crescută la Iași, așa cum bine ai menționat și tu, rădăcinile ne sunt moldovenești ale mândurora. Ulterior, la facultate, am fugit la Cluj. Așa că uitați-mi de Cluj, bine zici, aha. Exact. Folosesc cuvântul fugit pentru că a fost așa o încercare de escapadă, de a-mi dovedi eu mie că pot fi independentă, că pot reuși pe picioarele mele. O experiență chiar foarte plăcută pe care cred că ar trebui să o trăiască orice student, aceea de a fi departe de casă. După studenție m-am întors la Iași pentru master. De acolo am zburat tot așa într-o aventură de un an la București, unde de fapt noi două ne-am cunoscut. Un an a fost doar? Un an a fost doar, da, un an pe care și eu ca 5. Da, să știi, îmi spui bine. Da, un an. După acel an, eu cumva am început să cobor din Iași înspre sud. Destinația mea finală ar fi fost Grecia. Asta era planul inițial. Da, urma să ne mutăm cu iubitul meu în Grecia. După anul în București, am zburat în Grecia cu cele două pisici ale noastre. Iar în Grecia, cred că am stat cam 9 luni, după care am luat decizia destul de grea pentru mine la momentul respectiv să plecăm de nou și să ne mutăm în Olanda, unde suntem deja de 5 ani. 5 ani. Să spun probabil mulți înainte, liniștiți, împăcați și cu reușit în ceea ce vă propuneți. Mulțumim. Mergând pe parte profesională, vreau să te întreb în primul rând dacă ți s-a năzărit din studenție, din anii de adolescență în viață, ai putea fi, nu știu, psiholog, consilier sau ceva de genul acesta. Cam cum ai ajuns, de fapt? Da, sincer, niciodată nu m-am gândit la lucrul ăsta. Mi-a plăcut întotdeauna interacțiunea cu oamenii, asta pot spune, însă nu am dus gândul niciodată mai departe în zona de consiliere, pentru că atunci când te gândești la consilia pe cineva, cumva pare că te poziționezi undeva deasupra, știi, dintr-o poziție din care poți da sfaturi, dintr-o poziție de experiență, ceea ce eu nu simțeam că aș avea. Însă interesul pentru minte, aș putea spune, a început cam din adolescență. Când mi-amintesc că am așa cam două povești, aș putea spune, de referință în ceea ce privește începuturile mele de interes în ale
minții și modul cum funcționează. Una ar fi faptul că la un moment dat în adolescență, că tot ai pomenit de acea perioadă, citeam un articol cum că în forțele armate americane se practică, înainte exercițiilor fizice propriu-zise, niște exerciții practici mentale. Adică, soldații își imaginează întâi sau trec întâi prin filtrul imaginației exercițiile pe care urmau să le facă, iar asta le îmbunătățea performanța pe teren. Și zic, ok, interesant. În primul rând, dacă așa un exercițiu se practică la nivel înalt, înseamnă că oamenii ăștia știu ceva, știi, ceva mai mult decât știm noi. Și în doilea rând am zis, hai să încerc și eu. Și într-o seară, așa înainte să mă pun la culcare, am început să îmi imaginez că aș face exerciții fizice, genuflexiuni, flotări, ce mi-am putut eu imagina, și am început să simt, spre surprinderea mea, o creștere a ritmului cardiac. Am început să simt că respirațiile mi se îndesesc. Că, da, ușor, ușor, parcă oboseam, nu era aceeași senzație ca atunci când faci exercițiile chiar fizic, adică în loc de 10 flotări cât aș fi putut, poate, sau 9, nu știu, cât aș fi putut face în realitate, în mintea mea puteam duce mult mai mult. Dar efectele se simțeau foarte palpabil la nivel fizic. Și al doilea e cumva punctul meu de referință pentru unul din primele contacte, aș putea spune, cu mintea mea subconștientă. Și ar fi momentul când, de fapt a fost o perioadă lungă, eu dormeam cu un iepuraș de pluș. Așa. Care mi-era foarte drag și căruia împărtășeam, bineînțeles, în experiențele zilnice, îi ceream sfaturi și îl ascultam, așa, încercam să înțeleg ce încearcă să-mi transmită. Dar cel mai palpabil, așa se spun, a fost momentul când eu îi spuneam, îl rugam seara înainte de culcare, te rog trezește-mă mâine dimineață la ora 7 sau 7 fără un sfert, te dădeam o oră foarte concretă la care vreau să fiu trezită. Și din nou, spre surprinderea mea, la 7 fără un sfert sau ora la care negociam cu iepurașul că voi fi trezită, mă trezeam ca prin minune, fără nicio alarmă. Pe vremea respectivă nu exista telefon mobil. Privind, știi, în acel moment n-am realizat, bineînțeles, eram un copil, nu știam ce ar putea să însemne asta. Privind acum în urmă, îmi dau seama că, de fapt, nu iepurașul de pluș mă trezea pe mine, ci era o modalitate pe care eu o găsisem de comunicare cu mintea mea subconștientă. Practic, tu externalizai conștiința, ceea ce ar fi în interior, pus în exterior prin acel obiect, putem să spunem așa, dar în care tu investisești destul de mult. Exact, da, că și asta este un punct foarte bun, într-adevăr, Alina, că eu aveam o legătură foarte puternică cu acel iepuraș. Uh-huh. Poate să pară așa o parte de poveste, cum să spun, cotidiană, ceva firesc, ceva, nimic extraordinar. Dar i-aș ruga pe cei care ne urmăresc și, bineînțeles, că las paleta deschisă și la comentarii și la a ne contacta și a ne da sugestii sau a veni cu întrebări. E de meditat la aceste detalii firești pe lângă care trecem adesea, mult prea în viteză, care ne-ar putea ghida să descoperim niște lucruri extraordinare care ne-ar simplifica atât de mult viața, că nu ne putem imagina, și apoi se dă perdeaua la o parte și zicem, mamă, serios? Viața e frumoasă!
deci atât de frumoasă. Dar numai astfel, luând lucrurile simple și descoperind din ele complexitatea, nu plecând de la complexitate. De aceea, urmăriți-ne, nu o să vă pare. Așadar, am făcut o mică parte așa de paranteză, că am lăsat să și respir puțin. Și, Irina, dragă, îți mulțumesc pentru aceste destăinuiri. Deci ai fost la Cluj, după ai venit la București. Am admirat acest parcurs al tău și curajul pe care, în general, chiar vorbeam puțin mai devreme, acum câteva ore, generațiile din născuți din anii 75-76, 11-80, până în 90-90 și un pic cumva după Revoluție, am cam fost, să zicem, și nevoiți și puși în această conjunctură și coordonate, încât să ne mutăm, să ne căutăm locul, pentru că lumea a fost într-o totală schimbare profesională și trebuie să recunoaștem că pe spațiul românesc au existat anumite bariere care ți-au spus cuvântul. Ele impuse involuntar de generațiile din urmă, care au fost afectate de partea politică, de restricții, altfel de restricții, da? Nu cele pe care le știm noi, generația nouă de acum, și mai ales cei micuți așa cu tabletica în mână. Dar aceste lucruri pe unii i-au pus să rămână în spațiul lor și pe alții i-au împins către a-și depăși limitele. Am văzut în tine un om de genul acesta, pe lângă o prietenă, o cunoștință, că până la urmă ne cunoaștem și cu vecini și cu oameni cu care ne întâlnim, dar în fiecare descoperim o valență, ceva ce avem de învățat și eu aici caut ca acei oameni să spună mai departe. Mi-a plăcut foarte mult să te observ cât de curajoasă ai fost și cum se spune, da, într-adevăr, domnule, îți urmezi partenerul, da? Ți-l urmezi sau nu ți-l urmezi? Semne de întrebare. Îți urmezi cariera? Ți-o urmezi sau nu ți-o urmezi? Se poate face și aici? Da, se poate face și acolo. Și după asta, faptul că chiar dacă ți-ai stabilit un spațiu, un scop, niște coordonate, nu se întâmplă să se schimbe. Pe tine asta nu te-a încurcat. Aici vreau să vă. Da, frumoasă introducere. Într-adevăr, știi, mai pus să mă prezint, iar prezentarea mea sau istoricul meu a inclus mai mult traseul mutărilor mele. Călătoria, nu destinația, da? E clar că pe undeva simt că asta mă definește. Ai spus foarte bine că au fost niște bariere la un moment dat în a ne mișca liber, în a ne muta. Deci eu chiar consider faptul că am putut face aceste alegeri ca o oportunitate. Nu am fost forțată de nicio împrejurare să plec nici dintr-o parte. Însă am avut oportunitatea, deschiderea, opțiunea de a căuta experiențe și în alte locuri, ceea ce părinții noștri poate deja, oricum, cu siguranță nu la vârsta noastră, n-ar fi avut aceste oportunități. Pentru mine aceste mutări, drumul, călătoria, cum vrei tu să spui, a pornit dintr-o dorință de explorare. Dintr-o dorință de descoperire a lumii, a mea personală, pentru că până la urmă orice mutare din mediul tău, știi cum văd eu mutarea asta? Ca și cum ai lua așa, ai smulge un copac sau o plantă din rădăcini și ai planta-o în altă parte. Pentru că avem rădăcinile deja foarte bine plantate în locul unde ne-am născut și am crescut. Încerc să-ți descrățesc mintea un pic acum că prin metafora asta. Crescută, deci născută, crescută la Iași, am prins cu siguranță niște rădăcini în locul ăla. Odată ce m-am desprins și am început să explorez lumea, țara din alte puncte de vedere, ăsta a fost sentimentul, că am fost smulsă cumva din rădăcini și plantată în altă parte. Procesul nu e neapărat unul dureros, poate fi.
Însă cu siguranță necesită o perioadă de adaptare, știi, până când rădăcinile se reacomodează la noul mediu, până când înțeleg ele cam ce resurse au, cam ce nutrienți pot lua, până... Tu spuneai că ai fost smulsă, dar nu, a fost o desprindere voită și asta înseamnă mult mai mult, pentru că una este să vină altcineva să-și asume partea de schimbare pe care ți-o propune, indiferent despre ce schimbare vorbim, și alta este când tu îți propui. Ca și într-o relație, spre exemplu. Se zice că cel mai greu este celui care pleacă, nu cel care rămâne. Da, ai spus un lucru foarte profund, nu știu dacă e intenționat sau nu, și anume că ți-asumi. Da, până la urmă, orice decizie, orice pas în viață este mult mai ușor dacă ți-l asumi, indiferent cât simțim că pornește din interiorul nostru ca și inițiativă sau cât simțim în acel moment că am fost forțați de circumstanțe sau de altcineva, până la urmă faptul că am luat o anumită decizie sau că am făcut un anumit pas este o acțiune pe care noi am luat-o și pe care ar trebui să ne o asumăm. Iar asta schimbă foarte mult perspectivele. Spune-ne ceva celor care se regăsesc în situația de a se întreba, fie tinerii care urmează să înceapă studiile, poate în facultăți, sau chiar la liceu sunt unii care preferă să plece undeva. Vreau să plec în UK pentru că... sau chiar oamenii care au deja o vârstă, poate care au un job și vor să facă saltul, să schimbe locația unde trăiesc. Un sfat? Un sfat, o idee, cam ce le-ai spune tu? Dacă te întâlniți, spre exemplu, cu o prietenă, da, hai să luăm așa, sau o cunoștință și îți destăine care are în minte așa ceva, dar nu e hotărât. Ai început întrebarea cu ceva foarte important și anume vreau să plec pentru că. Acest pentru că e foarte important aici. A ști de ce-ul din spatele fiecarei acțiuni ale noastre e vital. E vital. E baza mulțumirii, fericirii, chiar aș putea spune. Încotro mergi, ieși din casă, da? Dacă te duci să te plimbi, știi că te duci să te plimbi, da? N-ai un scop, da? Bun, dar dacă te duci undeva, păi te duci acolo, nu? Sigur, poți ieși din casă și fără scop, știi, dar... Ăla e scopul. Da, corect. Dar mulțumirea vine din a ști că ai acel scop atins. Am ieșit la plimbare, da, să mă plimb, dacă ăsta e scopul. M-am întors acasă, mă simt împlinit pentru că mi-am îndeplinit scopul. Dacă... Te rog. Dacă... decid că vreau să plec din locul meu natal, fie că e spre un alt oraș, fie că spre altă țară, dacă știu de ce, fie că e pentru o experiență nouă, pentru o relație, pentru o încercare de carieră, orice ar fi. Indiferent că îmi reușește sau nu acest lucru, știu că mi-am îndeplinit scopul sau știu unde trebuie să ajung. Da. Exact asta vreau să și spun. Adică omul își propune ceva și urmează ceea ce și-a propus. Că s-ar putea după să se diferențieze, să apară mai multe coordonate. Vede și face practic. Da, mi-a plăcut foarte mult când am auzit la, nu știu la cine am auzit, metafora asta a GPS-ului. Știi? Când... folosești GPS-ul să ajungi undeva la o destinație, păi știi și de unde pornești și unde vrei să ajungi, că altfel te învârți. Da. Mi-a adus aminte, mă amuzam și trebuie să spun odată ce mi-a pornit zâmbetul. Aseară plimbându-mă, pentru că vara aceasta a fost foarte răcoare, așa, seara, noaptea, târziu și să faci câteva pași, este o plăcere să simți aerul, copaci, cum se mișcă în vânt. Și văzusem, Doamne iartă-mă, că se întâmplă uneori, știți, să vedem pentru prima dată, vorba vine, ceva, un scris, un sunt atât de abenere. Am văzut un banal scris, autoservire.
din întunericul, cum sunt doar luminițele, farurile noaptea de la mașini și așa, mi-a sărit în ochi. Și am zis, Doamne, uite ce chestie. E de autoservire, da? Dar cum e că în viață noi ne servim de experiență, de situație? Apropo de cartea deschisă din care îți poți alege, da? Sau un bol din care îți poți alege situații. Nu zicem să nu ne înțelegem greșit, să ne înțeleagă cineva greșit, că noi creăm cu totul și așa mai departe. Suntem parte componentă. Eu cel puțin așa văd lucrurile. Nu ne apucăm noi acum să fim, nu știu, creatorii care nu mai lasă loc la nimic. Sunt nicio formă. M-am referit strict pe partea aceasta creativă, unde tu ai loc în viața ta, da? Nu-ți cade de undeva de sus doar, ci și tu participi. Și poți să iei, așa cum te duci să iei un bol de mâncare, ceva, o înghețată, o prăjitură, să-ți alegi o situație, să vezi ce se întâmplă, dar să o alegi conștient. Ba, eu chiar aș spune că suntem creatori în primul și în primul rând. De asta am și pornit, mi-a plăcut că am pornit de la ideea asumării în viață, în orice situație. Suntem în primul rând stăpânii vieții noastre, care în anumite momente mai suntem nevoiți să ne și adaptăm. Planul, ca în orice construcție, poate nu va funcționa exact conform schiței inițiale. Vor mai fi schimbări, vor mai fi... Variabile, exact. La care trebuie să știm să ne adaptăm, să rămânem deschiși, să rămânem flexibili, însă arhitectul din spate tot noi suntem. Îmi place că foarte mult, față de cum te știam din urmă, vorbește din tine coachul și trainerul NLP. Vreau să ne spui puțin de acest parcurs al tău, cu cine ai urmat cursuri, unde le-ai urmat, cum a fost procedura, poate chiar cine ți-a trezit aceste curiozități. Detalii ne-ai dat și la început, dar aș vrea să le spui mai în apropiere, exact când te-ai apucat de așa ceva. Da, la început n-am dat chiar detalii, la început ți-am povestit așa despre interesul meu pentru minte. Apoi, ușor, ușor am început să aud despre acest domeniu al NLP-ului, care părea că începe să câștige foarte mult teren. Îl auzeam foarte mult în context de vânzări, comunicare, și cu toată sinceritatea eram curioasă, știi, what the fuss is about, știi, care e toată... De ce se agită toată lumea în jurul subiectului? De ce sunt atâția oameni dispuși să plătească foarte mult pentru cursul de NLP? Am devenit pur și simplu curioasă. Iar în 2020, deci chiar la începutul pandemiei, un pic înainte de pandemie, când eu eram în... Bine, nu în febra mutărilor, într-adevăr că am deja 5 ani aici, însă aveam așa o perioadă de tumult interior, probabil în, ca un fel de presentiment al perioadei care urma. M-am decis să mă înscriu la primul curs, fără niciun fel de așteptare, curs de practician NLP. L-am urmat la Crafting Minds cu Camelia Păduraru, în București. Și m-am prezentat fără niciun fel de așteptare, doar din curiozitatea de a afla mai multe despre subiect, ba chiar un pic sceptică. Știi, întotdeauna e bine să-ți păstrezi spiritul ăsta critic, adică de a nu accepta așa cum ți se dă absolut tot. Am mers la curs și ceva a... Am simțit că m-a atins, că a fost în tangență cu ceea ce simțeam deja, ceea ce credeam deja. Început să-mi deschidă niște perspective.
Și pot să intru un pic mai în detaliu după ce povestesc așa despre traiectul meu cu cursul, pot să vă povestesc un pic și cam ce înseamnă pentru mine programarea neurolingvistică. Am urmat acel curs inițial, după care, ca să vezi cât de mult mi-a stârnit interesul, m-am înscris în același an la următorul nivel și apoi și la nivelul de trainer. Nu m-am oprit doar la vedea despre ce e vorba, iar după primul curs să fi spus, ok, am văzut despre ce e vorba, nu mă interesează, am încheiat capitolul. Am simțit nevoia de a continua pentru că a rezonat foarte mult cu mine, cu principiile mele, cu ceea ce îmi imaginam eu că ar fi posibil în lumea asta, minții, a imaginației, a modului în care ne creăm viața. Deci, în 2020 am încheiat toate cele trei module, deși nu mă așteptam, nu era programat, nu a fost o perioadă, nu ar fi fost o perioadă propice pentru asta. Eu am și călătorit atunci din Olanda în România pentru curs. Moda Zoom abia atunci începea. Un curs ținut jumătate în live, jumătate pe Zoom, era ceva nemai auzit și toate astea totuși s-au întâmplat atunci, am reușit să parcurgem cursul. Cumva, știi, și toate circumstanțele astea în care s-au întâmplat m-au făcut să-mi redescoper, eu îi spun, să redescoper magia vieții. Tu spui că viața e frumoasă, pentru mine viața uneori e chiar magică dacă te lași să o vezi. Am redescoperit bucuria aia de copil, știi? Când totul ți se pare nou, când totul pare că funcționează așa cum trebuie, când toate parcă se așează. Da, Irina, dragă, într-adevăr, parcursul tău este foarte interesant și cine spune de pe cât îți marchează existența ta, și ne gândim, acum ești la o etapă, dar cine știe peste 5 ani, peste 10 ani, câți oameni vei întâlni și câte destine până la urmă să, nu știu, nu neapărat să vedeți, dar să vedeți calea unei noi perspective. Speranțe. Dar mai întâi s-a întâmplat pentru... Așa e. Da, spuneam că am să intru un pic și mai în detaliu legat de ce înseamnă programarea neurolingvistică pentru mine. Lăsând la o parte traiectul meu de la practician NLP până la trainer, am fost fascinată cumva de lumea asta și motivul pentru care am fost fascinată este că l-am trăit ca pe ceva nu foarte strict, știi? Că sunt foarte multe teorii pe lumea asta, foarte multe filozofii care se dau a fi drept adevărul suprem. Singurul lucru de care ai nevoie poate în viața asta încât să reușești. Pentru mine programarea neurolingvistică e într-adevăr un model, să zic așa, pe care mă bazez în foarte multe situații și care simt că mă sculptează așa ca și personalitate și mă ajută să iau decizii mai bune, însă nu îl văd și nu îl recomand ca pe the ultimate truth, știi, adevărul suprem. Am văzut întotdeauna o libertate în lucrul ăsta și ceea ce m-a atras cel mai mult este că ideea din spatele programării neurolingvistice este că studiază ceea ce funcționează. Mie mi se pare asta ceva minunat. Și studiind ceea ce funcționează, practic,
un instrument care poate să devină toate vorbitoare. Exact. E un instrument, e un model de gândire, e un set de tehnici adunate în primul rând din psihologie. Aș vrea să fac și distinția asta, spuneai la un moment dat, mă întrebai dacă am avut vreodată vreo afinitate înspre a deveni coach sau psiholog. Vreau să fiu foarte clar că nu sunt psiholog. Psihologii au cu totul altă pregătire formală, au cu totul altă expertiză, pot ghida cu totul alt fel de tratament. Deci n-aș vrea să se înțeleagă că pretind ca și un psiholog. Ceea ce pot face eu cu instrumentele de programare neurolingvistică este să ghidez, să deschid minți, să deschid perspective. Practic, ajunge omul care se întâlnește cu un trainer sau coach, nu dau seama așa cum ar fi corect ca să greșim cu aceste terminologii moderne, dar deja așezate. Te întrerup din nou pentru că nu sunt foarte strictă niciodată în niciun fel de terminologie, nici măcar în ce ține strict de programare neurolingvistică, dar partea de coaching ar fi partea în care lucrezi unul la unul cu tine, da, și încercăm să intrăm într-un proces de ghidare, așa cum spuneam, de a depăși o anumită situație, de a câștiga noi perspective pentru o anumită problemă cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi, iar partea de trainer este fix pregătirea teoretică. Eu pot preda, te pot învăța ceea ce înseamnă programare neurolingvistică. Dacă îți dorești să devii și tu practician la rândul tău, am posibilitatea să îți ofer toate informațiile de care ai nevoie încât să iei asta în mâinile tale. Deci putem să luăm așa, un prim stadiu când cineva vrea să descopere o situație așa cum este ea de fapt sau să regleze sau să ajungă la un rezultat. Al doilea, în care vrea să practice la modul general în viață orice face văzând prin acest instrument de lucru și cealaltă în calitate de trainer, nu? Sigur, sunt câte perspective vrei poți deschide aici. Din papucii de trainer te pot învăța cum poți folosi și tu tot pachetul de tehnici pentru tine sau pentru alții. Sunt mai multe nivele de trainer și tu te afli la un anumit nivel momentan? Sigur, există și nivelul de master trainer care vine după o anumită experiență, după anumiți ani de practică. Însă, din nou, toate instrumentele, toate modelele, toate cunoștințele sunt deja acolo. Iar tu lucrezi cu individual cu câte o persoană sau și cu grupul sau și? Și. Cum e mai confortabil? Mai e greu de spus, pentru că într-un grup, mie îmi face foarte mare plăcere să lucrez în grup, pentru că ies foarte multe idei și de acolo, din interacțiunea asta dintre mai multe persoane. Și pe acest principiu, știi că nu se întâlnesc întâmplător unii oameni, se întâlnesc pe frecvență. Și exact. Descoperi niște lucruri pe care, da, chiar nu te mai gândeai. Exact, și descoperi niște lucruri despre tine mai ales, pentru că orice persoană care participă într-o interacțiune din asta de grup, până la urmă intră cu intenția de a-și rezolva ceva la el. Însă e foarte greu să scoți sau să percepi, să ai anumite conștientizări personale, fără să le oglindești în ceva. Să te rog, dacă tot am ajuns la punctul acesta, ne poți da un exemplu concret? Poate chiar un micuț exercițiu, un instrument de lucru pentru cei care urmăresc acum, azi, mâine, poi mâine.
Da, eram pregătită așa cu niște idei de exerciții. Acum, în acest punct, mă recadrez un pic. Un exercițiu foarte simplu, să zic așa, și care se leagă foarte bine de ideea asta de oglindire în altcineva, ar putea fi proverbialul a te pune în papucii celuilalt. Atunci când avem un conflict, să spunem, sau o neînțelegere cu cineva, da, într-o relație, indiferent că e partenerul de viață, că e un partener de afaceri, că e un coleg de serviciu, e foarte ușor să cădem în capcana ideii cum că noi avem dreptate și celălalt din fața noastră nu, pentru că, bineînțeles, avem un punct de vedere foarte ferm. Cealaltă persoană are un punct de vedere foarte ferm și din cauza asta am ajuns să ne batem cap în cap. Un exercițiu foarte bun este să ne poziționăm așa în papucii unui observator, să spunem, cumva în afara interacțiunii dintre cele două personaje, unul din cele două personaje fiind chiar eu, și să vizualizez un pic interacțiunea din trei perspective. Una este perspectiva mea, da, papucii mei personal, ceea ce simt, ceea ce gândesc, ceea ce cred despre interacțiune. A doua perspectivă este perspectiva persoanei din fața mea, iar asta înseamnă, prin puterea magică a imaginației noastre, să ne punem efectiv în pielea persoanei cu care interacționăm, să ne imaginăm că suntem chiar ea, interacționăm cu cealaltă persoană care sunt eu și să încercăm cât mai cu acuratețe să ne imaginăm ce simțim, ce gândim, cum ne afectează cuvintele care ajung de la persoana din fața noastră, de la Irina, da? Cum interpretăm noi din acea perspectivă evenimentul. Și apoi, a treia perspectivă ar fi exact din afara situației, din afara evenimentului, privind la cei doi care interacționează. Și este o perspectivă foarte interesantă. Ne lasă să ne detașăm, în primul rând, de tensiunea momentului. Uneori suntem atât de vin cu o metaforă să te ajut puțin. Te rog. Care mi-a venit mie în minte, nu știu, poate mai fi spus-o și altcineva, o spun din când în când, din avion o furnică nici nu se vede. Da, așa e. Mi se pare atât de frumos, când o vezi micuța furnicuță, eu când văd o furnică, asta mi-amintesc. Așa e, când ești în tumultul evenimentului, în tumultul certei sau... Exact, al situației complicate, ți se pare că în primul rând e foarte gravă, că nu are final, că nu are soluție, pentru că tot ceea ce vezi tu e foarte strâmt, foarte strâns în fața ta și din unica ta perspectivă. Pe când odată ce începi să slăbești punctul ăsta de vedere, odată mișcându-te în pielea alegorică a celui cu care interacționezi și în al doilea rând, din acel punct extern, de unde, așa cum spuneai, nimic nu mai are aceeași relevanță ca înainte, ți se par toate mult mai puțin importante, mult mai puțin de impact. Nu-i sfârșitul lumii, uneori ți se poate părea chiar ridicol, pentru că îi vezi pe cei doi căpoși, să zicem, interacționând, nu ții partea niciunuia dintre ei. Îți poate veni uneori chiar să râzi de ridicolul situației, însă ceea ce e și mai important de acolo, din acea perspectivă, este că poți
poți lua învățăminte. Poți trage niște concluzii din ceea ce se întâmplă. Ceea ce, venind înapoi cu aceste învățăminte, cu această nouă perspectivă, venind înapoi în corpul tău, poți interacționa cu totul altfel, poți găsi un alt mod de comunicare, poți găsi un alt soluții la care poate nu te gândeai. Am trei idei pe care vreau să le enunț, respectiv unul. Din ceea ce ai spus, înseamnă că e nevoie în primul rând de empatie, mi se pare mie. Cu siguranță îți dezvoltă abilitatea de a avea empatie. Dar într-un echilibru cu partea de a observa și a fi detașat. Da. Exercițiul ăsta e un exercițiu, ți-am zis, se pare foarte simplu, însă e de foarte mare impact și e destul de greu uneori să ieși din proprii papuci. Eu sunt omul care ține foarte mult la metodele diferite de a învăța și să ne cercetăm în a vedea care este cea mai potrivită sau dacă nu toate cumulate. Și atunci vin în continuare cu întrebarea, acest exercițiu se recomandă să fie făcut în mod liber, poate scris, înregistrat, cum se face? Măi, e un exercițiu pe care îl poți face în mod liber. Îți ia ceva timp. E posibil ca într-o situație, în situație în care chiar ești într-o interacțiune din asta încărcată, încărcată, să nu-ți poți lua 5-10 minute în care să te deconectezi, să te reconectezi în papucii celuilalt și, știi, ar fi foarte ciudat, probabil. Însă poți face asta după ce interacțiunea s-a încheiat și stai liniștit pe canapea, bei un pahar cu apă și te gândești la ce s-a întâmplat înainte de a te întoarce să-i răspunzi sau înainte de a continua relația asta de colegialitate sau orice ar fi. Dar ceea ce poți face chiar pe moment este să faci un pas înapoi. Și asta e pentru mine... Cred că ceea ce a schimbat cel mai mult pentru mine programarea neurolingvistică a fost să nu mai cred că perspectiva mea asupra lumii este unică, de fapt este unică, dar să nu mai cred că este singura valabilă. Să iau în calcul că și alte perspective și alte viziuni și alte păreri sunt la fel de valabile în același timp. Și atunci, în acel tumult al interacțiunii, dacă reușesc să respiri, să te oprești din a reacționa impulsiv, imediat, fie că asta înseamnă fizic, verbal, orice ar însemna pentru tine a acționa, pauza asta, întreruperea asta de comportament pe care tu o faci în mod conștient, poate schimba complet situația. Mai duci cu gândul la acea carte, Principiul Pauzei? Da. Și totodată vreau să spun că, în general, suntem nemulțumiți. Omul niciodată nu ajunge să fie mulțumit. Mereu există acel ceva. Nu știu dacă durează fericirea, bucuria, cum vrei să-i spunem acum. 5 minute, 10 minute, o oră sau o după amiază. În niciun caz, ceva trebuie să apară. Ceva apare. Ei, și atunci arunc puțin mingea la fileu respectiv. Cum face Mirina, neapărat ca tehnică, ca instrument efectiv sau părerea trainerului, atunci când ne regăsim în acea situație de nemulțumire, dar cum să spun eu, fără neapărat o justificare grea, serioasă. Domnule, aia nu, și nu știu, acum parcă nu mai am stare de nimic. Mulți care ne urmăresc, s-ar putea să-și amintească de momente din acestea care mi se întâmplă. Haideți să fim sinceri, da? Măcar o dată la câteva zile vine un moment așa când parcă vrei și totul merge frumos în viața ta. Și vine acea clipă. Ei, atunci ce e? Îmi place cum în întrebările tale se găsesc deja
frânturi de răspuns. Adică am întrebări bune, mulțumesc frumos. Mai am profesori buni, dar plantezi sămânța răspunsului. Ai spus că mulți dintre ascultători își vor aminti de un asemenea eveniment. Ei, această amintire are un efect foarte, din nou, concret, palpabil în modul cum ne simțim în corpul nostru. Dacă ți-aș spune acum, Alina, amintește-ți de un eveniment, o situație în care te-ai simțit foarte entuziasmată, așa, cu bucurie, cu chef de viață. O să-ți amintești un eveniment. Blanc, așa. Eveniment anume, da? Îl ai în minte. Ei, intră în pielea ta, vezi prin ochii tăi, simte ce simțeai în acel moment, la acel eveniment. Vezi ce vedeai, miroase ce miroseai, poate simțeai ceva pe pielea ta. Toate simțurile, bun. Da, implică toate simțurile. Intră înapoi în acel eveniment, vezi prin ochii tăi și spune-mi acum cum te simți. Divin. Deci vreau un bis, dar vreau așa palpabil. Știți cum e gluma aceea cu furculița din, nu mai știu, cred că un frumoasa din pădurea adormită sau frumoasa și bestia era la un moment dat. În Ariel, da? Că nu-i venea să creadă că... Există și un bis palpabil, dar după cum spuneai și tu, ne-am putea întinde la discuții cu orele pe acest... Avem musafiri! Avem musafiri! Dormi! Poți și ancora aceste stări, dar ideea este, știi, că uneori avem impresia că trebuie să așteptăm ceva extern să ne se întâmple pentru a ne simți bine, când de fapt a ne simți bine pornește din interiorul nostru, iar dacă nu ai o amintire, să zicem, legată de ceva ce te face să te simți entuziasmată, bucuroasă, îți poți imagina cum te-ai simți. Și din nou, din imaginație, sunt activate emoțiile, sunt activate reacții foarte reale în corp. E foarte interesant că descoperisem la un moment dat și trebuie să recunosc că adesea mă ghidez după această idee. Creierul nu face diferența între realitate și partea de imaginație. Să nu înțelegem greșit, să nu o ducem în concret până la un paradox. Dar atât cât ne poate ajuta, e bine de ținut minte și foarte interesant. Da, mintea subconștientă nu face diferența între ce e real pentru noi și ce e imaginație. Amintindu-ne de exercițiul pe care îl propuneam la început, pe care l-am făcut eu în adolescență, mintea subconștientă dădea niște semnale corpului foarte reale, pentru că nu știa că eu nu fac exercițiile alea fizice acum, în acest moment, pe podea. Da, într-adevăr. Și totodată vom ajunge și la recomandări, dar prefer să o spun acum, să nu uit, că tot ai spus de În papuci cu Vasa Nebunul. Era acel film care chiar mi-a plăcut mult și țin minte că l-am văzut cel puțin de două ori, deci e o idee să-l și revăd. O zi în pantofii altcuiva, cred că se numea. Nu știu dacă l-am văzut. Deci, crede-mă, da, nu o să-ți pară rău, e și de comedie puțin așa și, dragilor, căutați-l pentru că e foarte interesant. Pentru cei mai sceptici, uitați-vă mai întâi la trailer. Așa. Da, dragă Elina, fac puțin paranteza și pe partea empatică cu animăluțele, că tot a venit tutorul tău de bord acolo. El este Barney, dar mai avem o domnișoară, cred că prin zonă, nu? Da, domnișoara e afară. Cum e viața unui om care a călătorit în etape cu aceste vietăți? Că se întâmplă copiilor să li se refuze să aibă un animăluț în apropiere. Eu având, dar lăsându-te pe tine să spui acum că este absolut firesc. Și dacă ți-a venit dificil, au fost momente în care te gândeai că, Doamne, poate mai bine dacă nu le aveam sau bine că le am? Bine că le am, bineînțeles. E un lucru foarte personal, știi? Aici nu prea
pot să dau recomandări, pentru că și iubirea asta de animale e ceva ce unii o au, alții nu o au sau în diferite grade de intensitate. Nu a fost ușor, nu a fost ușoară mutarea cu două animăluțe, așa, din loc în loc, însă pentru mine nu a existat alternativă. Adică așa cum nu las un membru al familiei în urmă, știi, când decizi că te muți, ai doi copii și nu spui, ei, iau unul și unul îl las acasă, că mi-e greu cu al doilea. Așa am simțit situația și cu cele două pisici. Sunt membri ale familiei, orice era nevoie să facem încât să le luăm cu noi, am făcut și am găsit soluții. Iar vis-a-vis de oamenii pe care i-ai întâlnit, fiecare cultură are obiceiuri, are tradiții și oamenii au un fel de a fi. Ai observat diferențe majore? Cu siguranță, deși, din nou, nu-mi place generalizarea. Știi, va spune că românii sunt așa, olandezii sunt așa. Dar, da, cu siguranță am observat diferențe de cultură, diferențe care se simt și din limbă. Limbajul afectează și el modul cum privim lumea. Dacă ne vine să credem sau nu. Și da, ceea ce am simțit atunci când m-am mutat aici a fost un soi de rigiditate, un soi de strictețe vis-a-vis de reguli pe care nu o trăisem în România. Strictețe care acum îmi place la nebunie, însă care se reflectă, bineînțeles, în toate areile vieții. Se reflectă și în areile personale, până și în interacțiuni cu prieteni, cu familie. Regulile sunt foarte importante. Ceea ce pentru mine e un pic mai greu de conceput și de... îmi e mai greu să mă adaptez la acest aspect. Însă, din nou, generalizările nu și-au rostul, oamenii sunt diferiți și poți găsi personalități diferite oriunde ai merge în lume. Important este să rămâi deschis. Tu ce limbi vorbești? Sper că încă mai vorbesc română. Sper că da. Engleză, greacă, olandeză, franceză. Și atât deocamdată. Și atât deocamdată. În regulă. Dragă Elena, pe lângă partea de NLP, pentru că mulți visează să facă ceea ce își doresc, alții chiar fac, pe lângă aceasta, fiecare caută să aibă locul său în societate și să se țină pe el în echilibru, poate și pe ai lui, dacă cumva trebuie să-i întrețină. Și nu de puține ori se întâmplă să fie un job de bază și partea de ori pasiune, ori creativitate, ori ceea ce normal era să facă de la bun început omul, dar poate nu a fost chiar așa frecvență. Despre acest binom din viața ta pe partea profesională, dacă dorești să ne spui câteva cuvinte. Jobul tău este cumva în exterior la ceea ce am discutat până acum. Da, pe lângă activitatea mea de coach și trainer, am într-adevăr și un job de zi, eu, așa numesc. Din nou, știi că vorbeam la început de partea de asumare. E foarte interesant de privit la tine, de întors oglinda așa și privit în interiorul tău legat de care ți-e drumul în viață. Pentru mine este încă o, poate nu luptă e cuvântul, însă toată această încercare de tranziție spre antreprenoriat m-a făcut să realizez
că cât de importantă e identitatea în toată povestea asta, știi? Ce crezi despre tine? Cine crezi tu că ești? Și vorbind despre mine personal, încă lucrez la a-mi modela această viziune asupra identității mele și a nu mă mai vedea în papucii, dacă tot rămânem pe această metaforă, în papucii de angajat, ci a mă vedea capabilă de a putea fi complet independentă în zona de antreprenoriat. Să nu ne înțelegem că ar fi un lucru rău ca cineva să fie angajat, da, pentru că societatea are nevoie de toate palierele și suntem diferiți. Nu trebuie de acum să luăm exemplu de la X, Y și toată lumea să spună, domnule, dar și eu vreau business-ul meu sau... Nu, fiecare are dominantele lui și nu e un lucru rău, din contră, așa ne ajutăm. Exact, și e posibil chiar ca în alte perioade ale vieții, ceea ce ai tu nevoie să nu fie zona de antreprenoriat, să fie... Adică, da, nu e absolut nimic negativ în asta, doar că pentru mine tragerea, traiectul este înspre zona de antreprenoriat și am realizat că nu sunt încă acolo din punct de vedere al identității, a ceea ce cred sau simt eu că sunt. Partea de independență pe profesie, dacă stăm și ne gândim bine, adesea o văd metaforic, bineînțeles, ca atunci când este o groapă, un spațiu unde poți să cazi și ai de sărit, da? Cum se întâmplă adesea în filmele de acțiune sau când ne uitam când eram micus la desene animate, da? Și săreau și când parcă zburau în aer, că era totuși o distanță destul de mare. Și acolo era o metaforă, da? Distanța era mare, anume ca tu să vezi, chiar copil fiind și, pardon, mai târziu adult într-un film de acțiune, dar înăuntru tău ar trebui să lucreze ceva. E mai mare, este imposibil ca să sare, acolo este un efect făcut, dar tu în realitate ai de înțeles că tăticule, că tu o vezi așa. Da, vezi cât de important. Până la urmă, metaforele sunt tot modul de comunicare al minții noastre subconștiente. Dacă tu în mintea ta, în imaginația ta, ai face această groapă ca un mic șanțuleț, poate, pe care îl poți păși ușor. Să ne ducem și la pilda cu Petru, care ajunge să meargă pe apă, da? De ce? Sigur. Atunci lucrurile ar fi mult mai ușoare și în viața reală, știi? Pentru că adevărul este că facem lucrurile se pară mult mai grave uneori în mintea noastră, de nou, față de cât sunt ele, de fapt. Și mi se pare, iar tu ai să-mi dai părerea corectă, mi se pare că e foarte interesant că omul atunci când vede o situație limită, repede poate să sară, nu mai contează cât e distanța. Dacă simți că pe celălalt mal, pe cealaltă parte, da, după hău, e cineva care e de salvat, te duce. Nu contează, da, poate pentru unii trebuie să fie cineva mai special ca să se ducă, că altfel nu s-ar duce. Dacă e cineva necunoscut, dar de ce să mă arunc în foc, da? Am avut noi în țară totuși o situație cu colectivul și așa mai departe, care poate ne-a învățat niște lucruri. Acum nu spun să fim toți, să ne apucăm să fim eroi, că dacă nu e domeniul nostru, nu e. Dar am făcut doar o paralelă la modul, vezi lucrurile până la capăt, nu ne vedea doar, cum să spun, doar superficial, cum să spun, da, chiar ăsta era cuvântul, nu le vedea doar superficial, pentru că ele sunt palpabile și, pardon, iar mă repet, nu se repetă nimic. Dragă Irina, ajungem la un set de 10 întrebări cu răspuns scurt. Și dăm startul. Cine este cu adevărat Irina Masalagiu? E o întrebare foarte bună, da, răspunsul cred că îl voi avea la finalul vieții. Nu știu dacă voi afla vreodată cine este cu adevărat. În momentul ăsta este o fire creativă și care caută magia în orice lucru al vieții. Dacă ar fi să faci pictura unui tablou care să însemne cea mai mare bucurie a ta, cum ar arăta acea pictură, acel tablou?
Nu am niciun talent la desen. Ceea ce îmi imaginez este așa o dansatoare pe plajă, o balerină pe plajă. A fost vreun loc unde ai ajuns și acolo ți-a plăcut cel mai mult? Am avut mai multe locuri în care am reușit să mă simt ca acasă sau care mi-au plăcut foarte mult. Da, am un loc deosebit în inima mea în Grecia. Însă sunt sigură că sunt mai multe locuri pe planeta asta unde m-aș simți foarte confortabil. Ce crezi că e cel mai dificil în comunicarea cu oamenii? Faptul că nu ne e ușor să mai lăsăm de la noi. Faptul că suntem foarte închiși în perspectiva proprie. Care dintre anotimpuri îți place cel mai mult? Acum primăvara. Bușnea să fie vara. Primăvara. Foarte frumos. Ai o floare preferată? Nu, n-aș putea spune. Sunt fan flori în general. Atunci când cineva nu găsește răspuns la o întrebare, nicio tehnică, ce crezi că ar fi cel mai bine de făcut? Să modifice întrebarea. Mi-a plăcut. Dacă ai fi o mașină, ce mașină ai fi? Un Fiat 500. 500? În ce an ai și Fiat 500? În ce an? Da. Interesant, e de căutat. Nu, am zis așa doar ca idee. Care a fost cea mai mare bucurie a ta până acum? Din nou, am avut norocul să am foarte multe bucurii în viața asta. Ce vine așa pe moment? Nu știu, zău, cred că e momentul când am intrat la facultate. Și dacă ai putea să ne spui într-o frază, cum ai îndemna oamenii să se bucure de viață? În modalitatea ta, pentru că tu vezi lucrurile diferite. Exact. Aș spune că dacă ne-au învățat ceva acești ultimii 2 ani, este să lăsăm un pic controlul. Și atunci când lași un pic frâiele, când lași un pic controlul, păstrând responsabilitatea totuși asupra ceea ce se întâmplă în viața ta, ai să găsești cu siguranță mult mai multe momente frumoase și mult mai multe momente magice, așa cum îmi place mie să le văd. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Irina, dragă, recomandă-ne, te rog, un film care ți-a plăcut ție mult. Uite, cu un film nu m-am pregătit. Mă uitam așa pe ce listă de cărți am lângă mine. Chiar nu știu să-ți spun. Sunt și foarte... Bun. O piesă de teatru care te-a impresionat, fie că ai citit-o, fie că ai văzut-o în sala de spectacol sau pe internet, că sunt atâtea, deci nu avem timpul să le vedem pe toate. Nici acolo. Bun, hai să mergem pe carte atunci, că aici ai vrut-o. Și după poate ne mai întoarcem dacă este cazul. Te rog. Pe cărți, se știe că eram pregătită cu 3 titluri, așa. Aș recomanda Atomic Habits, James Clear, The One Thing, Gary Keller și Jay Papasan,
Și o carte așa de suflet, un bărbat pe nume Ove. Ce muzică îți place? Depinde de starea de spirit. Dar... După ce terminăm filmarea, ce muzică ai vrea să asculți? Am să ascult reggae. Ok. Iar din artele plastice, ai vreo recomandare? Nu. Te-a impresionat vreun muzeu? Dacă tot ai călătorit și știu că ai ajuns totuși pe niște locuri. N-am povestit tot astăzi, că le mai vedem. N-am povestit nici n-am avea cum să povestim tot. Da, m-a impresionat Rembrandt. Irina, îți mulțumesc frumos și să fim bine, să ne vedem cu bine și chiar să ne vedem, ar fi minunat. Să-ți fie viața frumoasă în continuare, să fii mândră de tine și de tot ceea ce faci. Mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere discuția cu tine și da, am fi putut continua încă 2-3 ore. Cine știe. Dragilor, să fiți bine, sănătoși, că frumoși sunteți deja, să știți. Și viața e frumoasă. Ne spui și în greacă sau în olandeză și viața e frumoasă? Het leven is mooi.